Procurorul general, dacă el s-a dus în Parlament și permite să șantajeze un Parlament întreg și se comportă acolo ca nu știu, să nu folosesc niște cuvinte, și la dâns cu un subaltern. Da, să mă scuzați, dar cum procurorul general Corneliu Gurin șantajează un Parlament întreg? Păi, n-a spus că când i-a propus plece să dea demisia, dar el a spus că cum să-mi dau demisia, dar pe cine-ți vii să mai ceară ridicarea imunității? Și-o dat de înțeles că deputații mai sunt, stau la rând acolo pe care de arestat. Dar poate are dreptate, domnul Iacov? Știți, eu s-o cot ca procuror că dacă dumnealui are dovezi, el trebuia să pună pe masă. Dar în public să spui că eu am să vin amușa și după voi, și deputați stacă, mie mi se pare că o leacă incorrect. De pildă, eu și fost deputat acolo, eram să cer ori pui mapa pe masă, ori dă-ți demisia mâine. Dar în calitate de procuror care a activat mai mult de 35 de ani în sistem, ce aveți să-i reproșați procurorului general? Așa, pe plan profesional, lucrurile personale nu mă interesează. Dar nu-i mai reproșez eu nimic. El e om întâmplător, venit pe contract în procuratură. Ce înseamnă contract? Păi, când a venit la lucru, știți cum e că te angajezi undeva și închei contract de colaborare. Și atât el, cum se va cu angajatorii lui, a încheiat un contract. Și cine sunt angajatorii lui? Partidul Democrat. Deci el a semnat contractul cu Partidul Democrat. Eu am spus-o și știe toată lumea și eu trebuie să spun că toată lumea vorbește despre asta. Dacă cunoașteți procurorii care iau mită? Sigur că da. Da, există vreun mecanism? Eu înțeleg că există probabil... Știți, sunt serviciu... foarte mulți procurori săraci, destul de săraci. Dar sunt care trăiesc normal. Dar asta nu e obligatoriu că toți iau mită. Eu cum vreau să mă refer la cei care iau mită. Probabil aveți vreun serviciu al securității interne, da? Care se ocupă de... Serviciul ăsta de securitate internă, iată, eu iar cu așa-și grăsmin. Dumneavoastră, puteți să mergeți și să depuneți o plângere anonimă pe procurorul Cutare, care are o casă prea scumpă? De ce anonim, dacă eu îi scriu pe Gerasimenko? Că are casă, eu am fost, Gerasimenko m-a invitat la dânsul și eu am stat și am băut la masă la dânsul în casă. Și securitatea internă spune că n-are casă. Cum așa? Păi e că eu îi spun, eu am scris, nu că faie verde. Eu spun, are Mercedes, scrie, V. Gerasimenko. Securitatea interne spune, n-are Mercedes. Eu îi spun, uite, Gerasimenko, ia ca pe Ismail, 60 de metri de la Ștefan cel Mare, are supermarket cu 4 etaje. L-a făcut, în loc la o gheretă, l-a făcut supermarket pe 100 de metri. Ilegal. N-are. Așa la drept că nu-i scris pe dânsul. Dar e lui, eu tot știu că e lui. Și pentru asta, dacă eu am spus că e lui, trebuie intentat dosar penal de făcut anchetă. Că el vine, dar nu e meu. Dar și noi nu știm. Dar se poate de luptat cu asemenea oameni din sistem? Nu se poate de luptat, fiindcă regimul nu dorește. Pentru că regimul are nevoie de asemenea procurori? Sigur că da. Asemenea procurori sunt mai loiali? Șantajabil, sigur că el face orice. Vreau neapărat să vă întreb, pentru că sunteți reprezentant al sistemului. Ce credeți despre dosarul grupului Petrenko, care sunt judecați pentru faptul că au organizat un protest în fața Procuraturii Generale, ar fi pus corturi și ar fi... E forțat. E forțat dosar? Desigur. De ce? Nu știu, eu nu cunosc materialele, că să mă exprim mai... Era un meeting. La sediul domnului Plăhătniuc a fost... Vânzoleală a fost cu mult mai puternic. De acolo, ce vreau să fac acolo? Vreau să vii la ușă acolo și să fac... Ce-au făcut? Dar încă n-au făcut nimic. Puneam pur și simplu copter. N-am văzut. Nu știu, în detalii nu pot să mai exprim, că trebuie să citesc materialele. Dar ca procuror, puteți spune, pentru aceasta oamenii pot fi privați de libertate? După cum explic ăștia care se ocupă, parcă, da, cum văd din secvență, nu? Dar, în general, vă place cum procuratorul general la ora actuală gestionează cele mai răsunătoare dosare? Vedeți, și Petrenko e convenabil la toți să șadă. La Partidul Comunist,
la socialist, dar cine Petrenco? Cine Petrenco azi? Trebuie cineva să arăte că se lucrează. Ia că pedepsesc. Că Petrenco de acolo, la sediu, la casa lui Plăhătniuc, acolo, pe Bulgară. Petrenco a făcut cu mult mai mari acolo încălcări, să zic așa. Dar ce atunci nu s-a intentat dosar? Fiindcă acolo, în sector centru, este alt procuror. De aici era Igor Popa. Mătăsarul cât și-a făcut de cap în tot orașul? Igor Popa l-a pus. Procuratura e controlată de Vlad Plăhătniuc? Procurorul general. Procuratura generală. E controlată de Vlad Plăhătniuc? Nu, procurorul general e controlat. Ah, procurorul general. Dar dumneavoastră ați fost vreodată controlat de Vlad Plăhătniuc? Doamne ferește. Actuala procuratură e în stare să tragă la răspundere toți oligarhii din Republica Moldova? Nu. Nici pe unul. Fratele dumneavoastră, Dumitru Diacov, des se supără pe dumneavoastră pentru activitatea pe care o aveți? Tot timpul. Moldova este un stat capturat? Desigur.